Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a declarat faptul că s-a stabilit realizarea a 3 legi care să pregătească România pentru eventuale situații de criză și a subliniat că mobilizarea oamenilor în cazul unor conflicte nu se poate face oricum, ci doar dacă aceștia au făcut stagiu militar. Ministrul Apărării Naționale a subliniat că doar cei care au făcut deja stagiul militar pot fi mobilizați în cazul unei situații de conflict, iar cei care nu au făcut armata pot fi și mobilizați în domenii precum economie sau administrație. Stagiul militar, mai suntem noi, generația asta, care deja au depășit vârsta, au adus, că armata e desființată din 1994, parcă așa ceva. S-au desființat unitățile militare și au rămas militari, deci, angajați, așa, un fel de, nu știu, să nu le zic mercenari, dar dacă îți plătiți mercenari, că îi trimite prin Afganistan, îi trimite pe unii au ei, NATO ăsta, așa, obligatoriu să duc, că să duc pe bani, că fără bani, ei oricum sunt plătiți. Deci, soldați în termen mai există. Așa decât generalii lui Iohannis, ăștia a făcut la apelul de seară, așa, și general de carton, care, ce general sunt ăștia? Avem generali în România ce n-a avut toate armatele din timpul celui de-al doilea război mondial. Atâția generali avem noi în România, care sunt retribuiți, bineînțeles, general. Păi generalii se fac pe câmpul de luptă, nu se fac la apelul de seară, cum a făcut și Băsescu, coloneii lui, într-o seară a făcut 40 de colonei odată. E bine cei cu stagiul militar și care sunt în rezerviști. Restul ce să facă? Adică cei care știu cu ce se mănâncă, practic. Perfect, aia. Care au fost rezerviți. Considerați că niște tineri care nu au fost instruiți în niciun mod nu au ce căuta la război? Da, sigur că da. Păi ce să facă? Să moară primii? Cred că nu se poate, nu? Nu pot să mobilizezi decât oamenii care sunt mobilizabili, adică cei care au făcut stagiul militar, care au făcut pregătire militară într-un fel sau altul. Numai aceștia pot fi mobilizați în cazul în care ar fi o situație. Sigur că, dacă ar fi o situație de conflict, se pune administrația pe picior de război și oamenii care nu au făcut încă armata și sunt încă valizi pot să ocupe un loc în economie, în administrație sau un alt loc. Dar nu poți să-i mobilizezi la armată nici pe tinerii de 20 și ceva de ani, a declarat Dâncu. Aia da, dar nu să ia din ăștia care n-a făcut armata, că ăștia abar n-au, mor pe căprunicile prin prânt. Spuneți că este un lucru bun. Da, deci asta e, da, ai făcut armata și nu trebuia să nu-i lasă fără armata, că s-au mulțit, golanii s-au mulțit toți. Așa era un lucru bun. Să susțineți că ar trebui reintroduși și serviciul militar obligatoriu. Da, eu așa zic, măcar un an. Eu am făcut un an și 4 luni. Așa să facă și ei un an măcar. Da. Nu prea e. Mai normal ar fi cei care sunt de meserie. Cei care s-au eliberat, s-au ieșit la pensie la 40 de ani, fiind militari cu simbrie, cum s-ar spune, cum se zice, ei ar fi normal să îi, pentru că și pregătiți, au luat și bani, alții mai au și bani în rezervă acum și e dreptul lor să-și facă meseria. Noi ceilalți suntem cetățeni obișnuiți. Spuneți că nu au ce căuta oamenii care nu știu cu ce se mănâncă, practic. Bineînțeles. Să duce să stea acolo, să fie carne de tun. Nu. Cine e de meseria asta? Și s-ar fi bine, în primul rând, să ia pe cei care au distrus țara, cei care au distrus armata. Deocamdată mai pot să mai merg la război, am 73. Dacă îmi dați arma în mână, merg. Dar fără luptă, fără să ne ferească Dumnezeu de război. În plus, ministrul apărării a exclus din nou varianta stagiului militar obligatoriu, subliniind că este un efort care nu este practic și nu poate fi susținut economic. Stagiul militar obligatoriu ar însemna să fie și un cost imens pentru noi, să ai sute de mii într-o generație de 200 de mii de oameni într-un an. Presupunem că avem o cohortă de 400 de mii, jumătate sunt bărbați.